Bate, a gente não é. Caiu perigo raiz. Prepure. De ce nu? Ca să știți, când vă las submarin, eu mi-am cumpărat submarin. Nu faceți niciodată după ce, de exemplu, după ce faceți tot ce trebuie să faceți la început de Cayo Perico Heist, când vă bagă pe mapa cealaltă, pe insula cealaltă, să nu uitați, le faceți pe toate, dar nu faceți în continuare, adică nu mai găsiți, de exemplu, echipamentele de bodyguard, grapplerul, harpunul, ce mai scrie pe acolo, de exemplu. Scuze că o dau în Fortnite, dar viața. Așa. Și vă duceți direct la prep și le faceți pe toate, în afară de ultimul, ca să puteți să faceți Cayo Perico Heist-ul. Și știu și eu să conduc foarte bine. Vedeți? De pe ce mi-am luat mașina. N-am mai făcut decât, ba nu, n-am făcut niciodată Cayo Perico Heist-ul, așa că astăzi o să facem prepuri, vreo 2-3 prepuri. Iar după o să mai facem mâine și mâine o să facem live de la, stați să mă gândesc, o să facem live de la 7 sau 8, chiar dacă acum e 10, noi o să facem la ora 7 sau 8 live și sper să vă placă. Cum o să fac eu prepurile și după voi face live când vom face Cayo Perico Heist-ul solo. Mi se pare, nu știu, depinde dacă mai găsesc vreo persoană cu care să fac. Dacă mai găsesc, vă anunț, adică o să vă zic pe live-ul de mâine dacă aflu mai repede și veți ști dinainte. Așa că nu uitați să dați un like, un subscribe și da, hai să continuăm treaba de aici. Acum trebuie să mă duc, mi se pare, la cum se zice, la aeroportul ăsta de aici, de la Trevor. Checkpoint și trebuie să fac. Hai că am început bine, știi ce zic? Hai că am început bine, dacă e. Știi ce zic? Mamă, dar așa am și eu cea mai bună armă, ești nebun? Ăla după ce stă ascuns, frate? What? Ăla după ce stă te ascuns? Că nu pot să-mi dau seama. Ia te la-i pe ăla. Ia te la-i pe ăla, bă! Stai cu minte, boss. Hai să luăm și noi elicopterul. Să-l ducem la destinație. Ai un mâine bun! Get up of there! Hai să nu-mi lovesc mașina. O colesc și eu frumos. Și de la aeroport. De la aeroport, acolo. Direct în acolo. Dacă știți Cayo Perico Heist-ul, la început trebuie să mergeți la aeroport ca să, gen, ca să începeți Cayo Perico Heist-ul. Când vă las submarin. Acum facem niște prepuri de la Cayo Perico Heist și sper să-mi iasă din prima toate, ca să facem mai multe. Știu că vă plictisesc,
că durează mult până ajung acolo cu avionul. Dar sper să vă placă. Bye, Nut. Niam. Scuze că vă amezez, dar m-am plictisit și eu în aer. Adică e greu să ajungi. Dup, 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 dup. Și o dăm așa în jos. Iau și urcăm. Sperăm că nu mă doboară vreun player. Doamne ajută. Miau, 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 miau. Miau, miau, hau, hau, trau, trau. Ui! Nu mai avem mult. Ajungem. Dați un avion. Hello, my friend. Oh my god. Cum conduci? Ah, ăla e player. Credeam că e NPC. Scoatem și noi frumos roțile alea de jos. Și o dăm aici etilean, așa. Dar ne ajută să nu mai explodeze playerul ăla de acolo. Doamne ajută. Oh my god, dă viteză. Bine, hai că am apucat. Să-l băgăm. Nu l-a distrus copilul ăla, care nu știu ce treabă avea cu mine. Adică ciudat. Dacă vă întrebați câți bani am, sunt sărac. Am puțin bani. Hai că da. O iau pe acolo și se deschide poarta. Frumos. Mergem frumos aici. Sunăm și noi la mecanic. Hai că o să comandăm o Sirius-ul. Nu, Tirius-ul. Sper să nu-l dea acolo sus. Dacă mi-l dea acolo sus, cam n-aș pucă treabă. Deci copilul ăla are ceva cu sesiune. Are probleme. Uitați-vă unde mi-a spawnat mașina. Bă, nu se poate așa ceva. Cum să mi... Nu. Ce erori dă GTA-ul ăsta? Uneori îți dă erori la creier, că te scoate, îți dă creș. Dar măcar ne-a spawnat-o jos. Chiar dacă ne-a dat-o la cuca măcăi. Doamne ajută să ne explodeze copilul ăsta, care era fix acum să ne explodeze. Salut sau bună, tu care ești pe live. Ce copil. Dacă te întreb ce facem astăzi, facem prepute la Caio Perico Heist. Mă duc la submarin, sper să nu mă moare copilul ăla. Doamne ajută. Haide mă. Așa. Stai că se întoarce. Dai vitez. Hai că... Hai că... Așa. Dă-și noi blană cu mașina. Sunt 26 de playeri pe sesiune, pe zonă.
spuneți în comentarii dacă vă place mașina. Adică pe live, că doar nu fac videoclip. Scrieți. Chiar vreau asta. Hai că am greșit și o rută. V-am zis, nu uitați să dați un like. Și de-abia aștept să vină ziua de mâine. Chiar dacă avem școală. Chiar dacă avem școală. Hai! Ea este sora mea. N-o băgați în seamă. Încă. O să ne jucăm și cu ea Minecraft. Dacă e să facem live. Să uite lumea. Când o să mai creștem puțin în abonați. Uite, la videoclipul ăsta, dacă facem și noi 10 like-uri, facem live cu sora mea când se joacă Minecraft, să vă arăt lumea ei. Deci dacă la videoclipul ăsta strângem 10 like-uri într-o lună, vă promit că facem videoclip cu lumea sorii mele, surorii mele. Sau dacă le facem mai repede, depinde de voi. O să facem mai repede. Că depinde de voi acum, nu depinde de mine. Sau hai să nu fim pufi 10 like-uri, hai să fim cu haide 5. Să nu fiu rău. Și facem videoclip cu mapa surorii mele după Minecraft. Poate o să facem și noi live pe viitor cu Minecraft. Să facem o lume nouă. N-ar fi rău. Sper să reușesc toate prepurile de astăzi din prima. Hai că am trecut de el. Am luat-o. De nebun. Scuzați-mă că durează mai mult. Hai că n-avem mult. Mamă, ce-mi place mașina asta. Îmi place care butoanele alea în dreapta. Și că de bine, este de curse. Mai am o mașină, chiar că e de curse. Un Audi. Chiar dacă-s fan și BMW și Audi, dar sunt cel mai mult fan gen... Dacă aș ține ori cu BMW, ori cu Audi, aș ține cu, bă, nu știu. Hai, BMW-ul, hai, BMW-ul. Că, na, de ce nu? Și Audi-ul îmi place, adică am avut la viața mea Audi. Ce prost sunt. Wow, a trebuit să sar eu de pe stâncă. Ce frumos. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Sper să nu se întâmple ca ieri, că m-am jucat cu prietenul meu. Un prieten de-al meu. Și am încercat să urc pe submarin și mi se bloca în el, adică mi intra efectiv în el. Și nu mai puteam să mă mișc. Trebuia doar să mă mor singur. Dacă puteam. Dacă se întâmplă asta, am cam pus așa. Nu, se vede nici first person. Mamă, și că nu sunt valuri așa și nu-ți... Se vede șmecher. Ce este, Ana?
Să uită lumea cum o jucă. O să facem și cu tine live. Vrei? Când te joci și tu pe Minecraft, toate Minecraft. Dar dacă facem 5 like-uri la videoclipul ăsta, da? După ce faci tu asta, după o facem și o facem pe Minecraft, după nu? Nu, să facem 5 like-uri la videoclipul ăsta și o să facem și cu tine live cu Minecraft, da? Bine că nu s-a mai blocat. Intră frumos în submarin. Dacă vă întrebați ce am CEO sau VIP, vă spun de acum că am CEO. Ana, stai cu minte, te rog. L-am și pe vărâm eu acolo. Uite, mă duc aici la prep. Vă duceți aici la proc vehicles. Vă duceți, uite, să facem asta cu elicopterul. Nu, facem asta cu pilotul 2. Ne urcăm și noi un pic la volan. Să vedem unde e. La volan, auzi, la mine, la... la control. La control. Așa. Ia să vedem. Am putea să facem o șmecherie. Stați așa. Imediat. Fast travel. Să vedem unde e mai aproape. Ar fi la mare. Aproape. Uite, aici ar fi perfect. Gata. Gata, băieți și fete. Facem cu pilotul 2. Că l-am făcut pilot 1. L-am făcut singur, fără life. Am ajuns și noi. Bine, hai că zic hello. Hello. Și că say hello to the shine, shine, shine. Ce a zis acolo? Shine, shine, shine. Ai, ai inventat această limbă? De ce nu? Puticata, puticata, puticati, 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 puticati. Scuze că sunt singur, dar n-am prieten la noi care se joacă GTA și eu era să mor sub apă. Dacă era, făceam cu încă câțiva prieteni. S-ar putea că după ce facem prepurile astea, până pe la vreun 1 sau nu știu, 12, până la 12 jumate, ne apucăm să facem, ne apucăm, poate dacă mai apuc, că mâine am școală, poate apucăm să facem live. Gen, să facem și pe Fortnite. Un pic acolo așa, că n-am mai făcut de mult. Mi se pare că ultimul live a fost pe Fortnite. Dăm viteză, dăm viteză, venim acum. Dăm viteză, venim acum. Dăm viteză, că ne plictisit acum. Sunt pe drum și vin acum. Am plământ și asta e bine. Inima bate pentru tine. Sunt pe drum și vin acum.
Oi fi eu singur și mic, dar nu mă oprește nimic. Că sunt pe drum și vin acum. Am plământ și asta-i bine, inima bate pentru tine. Sunt pe drum și vin acum. Oi fi eu singur și mic, dar nu mă oprește nimic. I join of the gold of the deep end. Nu uitați să dați acolo un like. Să facem live cu sora mea pe Minecraft. Pe Minecraft. Să vară lumea ei și dacă văd că mă susțineți cu astea 5 like-uri, voi face și eu live-uri cu Minecraft și eu voi începe o mapă de la început. I'm trying not to go off the deep end. Am sărit și noi aici peste. Hai că acum o să comandăm mașina aia de curse care v-am zis eu, Audi-ul. Tocmai ce a trecut un Audi pe lângă noi, două chiar. Uite, Onis. Sper să nu vină vreun copil să vină să mă omoare. Că nu-mi place mie să mor. Bine, eu am fost prost atunci și când m-am aruncat de pe stâncă. Sper să nu-mi lovească oamenii ăștia în mașina. Dă-te la o parte. Mi se pare că are steagul României. A, bă, nu, ăla e negru. N-are steagul României. Ia uitați ce v-am zis. Și asta are aceleași butoane. Și mi-a alunecat mașina asta în ultimul hal. N-am înțeles. Oi, scuze, gata. Mai ușor, vă rog eu. Da și noi viteză. Cât putem noi de repede. Wow, bă, dar știu bine să conduc. Dar nu e numai vina mea, este vina și mapei și sesiunei. Pentru că plouă și mașina asta alunecă rău. Nici nu știu de ce mi-a comandat-o pe asta. Nu trebuia. Am fost varză că am comandat-o. Că asta alunecă în ultimul hal. Și dacă trebuie să fugim cu mașina asta, am pus-o. Ia. Gata. Lone Shark. Trebuie să-i putem pe fraiere. Las, că-i bate, tati. Stai, mă, cu minte. Stai, cu minte, băiatul meu. Intră și noi cu shotgun-ul, că 100% e cineva în casa asta. Că așa se întâmplă mereu. Că nu-ți lași singur casă. Așa suntem NPC-urile. Eram sigur ce v-am zis. Mort și ăsta. Și cred că mor eu. Stați când dau snack-uri. Hai că eu mâncam bere, bă. Eu mâncam host la mine. Scuzați-mă. Eu beam bere. Bă, rog eu, băieți ăștia morți. Nu mai jurați atât în engleză, vă rog eu. Unde naiba mai ești? A, mai jos.
mort. Gigi băieți, tu, băiatul, băjetul. O, mamă! Hai cu asta, mă! Nu-mi trebuie de snack-uri. Totul pe ăsta cum aștept-o. Camperino! Camperino! Mort! 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 Am zis. Bine, băi, captain. Cum zici tu? Mort ăsta? De ce n-ai bani trage în el? Mort ăsta? Am înțeles, dar unde? Unde boss? Că nu înțeleg. A, sus, mi se pare, nu? Da, sus. Sus, sus, sus. Urca sus. Ia, am dat să ies din casă. A, trebuie să fugim cu mașina asta. Urăsc că am făcut mișcarea asta. Deci urăsc că am făcut mișcarea asta. Luam mașina mai bună, nu mă apuc cum te-am gândit și eu. Hai că vine toată armata. Vine FBI-ul din spate. Din stânga vine 10.000 de mașini de poliție. M-au conjurat. Nu scap fără viață. Hai că dacă vine pe aici, sunt mort. Ce naiba să fac, frate, că fix în fața mea s-a pus. Ești nebun? Ia stai să vedem. Stai să vedem. Că poate merge șmecheria cu domnul ăsta. La o parte, vă rog eu. Am niște treabă cu Lester. Dacă vrea să mă ajute. A, e nesimțit, bă, omul. Atunci când ai nevoie, atunci răspundem. Atunci când ai chef tu să vorbești cu el, atunci te sună. Numai momente de-astea are, frate. Vrei tu să stai frumos, să te joci cu prietenii, te sună Lester. E, nu știu ce, nu știu ce, că nu ți-ai facility. E, acum nu te mai lasă să-l sune, zice, ești Lester. Sunt ocupat că așa vrea mușchiul meu, știi? Și mă enervează chestiile astea. Și urăsc mașina asta. Că merge în ultimul hal. Mai bine-mi iau una de pe stradă. Până și aia merge mai bine. Sau, stai. Adăi. Bine. Hai să scăpăm, băieții, de un polițai. Și e bombă. Ucias. Facem dreapta aici. Dai viteză că vine ăla din stânga și asta intră în mine. Am înțeles. Și eu iau toți boscheții. Posibil și imposibil. Acum fac stânga sau dreapta, pentru că era normal să se spawneze în fața mea. Nu te face mișcarea asta. Mamă, ce acolo, mă? Crescătorie de polițiști. În sfârșit, bro! That's haste completed. Nici nu știu pentru ce m-a ajutat chestia asta. Doar am omorât niște oameni. Cred că am luat ceva de la ei, nu știu. Cred că au vrut să-mi distrugă misiunea de la submarin sau ceva de genul. Asta a fost pilot 2, mi se pare. Stați că ne uităm acum. Maolo, a, e iar omul ăla. Care am luat atunci tirusul. Și acum a venit să mă terorizeze pe mine. A mai venit unul. Mai venise unul din eu, acum, banul. Nu a din ieri. Care mă teroriza în ultimul hal, adică
Gândiți-vă că avea un avion de la armată și numai cu el trăgea în mine, adică vreau să fac un prep și n-am putut. A trebuit să ies de pe sesiune. Am încercat să-i dau și kick, dar... Bine, l-am votat să-i dea kick, dar n-avea cum, decât dacă votează mai mult să-l dea afară. Că n-aveam eu chef să ies așa. Și mă gândeam... Să-i dau kick lui, că vreau să-mi fac misiunea și apoi a trebuit să iau toată misiunea de la capăt. Adică, de-abia ce-mi luasem submarinul și vreau să fac ca eu Perico Heist-ul, adică... Mi-am pus submarinul și eram la început ieri și am încercat și când am ajuns pe pământ să iau mașina, mi-a explodat și mașina, m-a explodat și pe mine și a început nebunia. De m-a omorât așa în continuu, n-am putut să-i fac nimica pentru că avea avionul ăla. Și mă enervează oamenii ăștia. Pentru că se bag așa peste tine. Tu vrei să faci o misiune, de exemplu. Ești pașnic. Pașnic, așa. Asta a fost o glumă. Pașnic. Auzi la mine. Așa. Și copilul vine pe tine și vrea să te omoare. Adică... Gândește-te ca și cum tu ai vrea să-ți faci o misiune și vine unul și zice: ei, dar ce cauți măi pe sesiunea mea? Hai să te omor până ieși. Și asta mi-a făcut și a trebuit să ies de pe sesiune, că nu m-a lăsat să-mi fac misiune. Că ajunsesem acolo la aeroport și când să mă duc cu bogătașul ăla, m-a luat ăsta la bătaie. Dar mi-a dat acolo, la aeroport. Ca nu se putea altfel. Mai frumos. Mereu m-am întrebat, frate, oare în oceanul ăsta, dacă te duci la maxim încolo cu submarinul și te duci sub, gen, sub apă rău de tot, la fund, oare găsești vreo corabie scufundată? Nu știu, asta e un mister pentru mine încă. Chiar dacă e posibil să nu fi fost, sper ca copilul ăsta care te trage pe aici să nu-mi explodeze mie submarinul. Că e jale atunci. Uite, copil terorist. Uite, asta e. Un copil terorist. Deci îmi făcea mai rău ca asta. Asta e mai pașnic un pic așa. Ce a luat și el un avion de la localizat de Tutu de Lester, care nu vrea să-mi răspundă. Dar naște să nu-mi explodeze submarinul, că ca nașpa moment dacă mi-l explodează. Că nu-mi place mie să-mi explodeze toată lumea, tot ce am. Dăm și noi acum drumul. Imediat, stați așa un pic. Imediat, scuzați-mă că vă pun să așteptați atât. Am puțină treabă. Stați că dau până atunci pe prep un pic. Stați așa un pic. Stați că am uitat ceva. Uite. Uite-l aici. Pe băiatul meu. Stați-și. Uite, deci mă duc aici la vehicles. Uite, mai avem helicopterul ăsta. Pilot 1, că mi se pare că l-am la P2. Și hai să-i dăm drumul. Scuzați-mă.
scuzați-mă că v-am pus să stați atâta. Presto Drive, stai să vede, stai să vedem unde e checkpoint-ul. Hai că ăla. Stați așa un pic. Mi se pare că aici ar fi cel mai bine după mine. Mi-a ajuns submarinul. Dă-i drive. Paletokov. Uite-l. Cât avem până acolo? Dă-i și fă 4000 acum. Că n-avem ce să facem. Trebuie să dai cu talent. Cu talent de la mare. De la mare și stufos. Dăm cu talentul ăla greu. De ce nu? O dăm în față. Cred că o să trebuiască să ne băgăm și noi mai la fund. Cred. Să-mi se lovească submarinul de desubt. Dar nici nu pot să mă duc să mă uit. Cred că o să dau mai în dreapta. Apoi să dau forțat la stânga. Am făcut cea mai mare greșeală. Cam luat-o pe aici. S-a auzit în ultimul hal. Nu te cred că s-a oprit aici. Bă, nu te cred. S-a oprit aici. Bă, du-te, bă, de aici. Nu te cred. S-a oprit, bă, bă, aici. Hai că, hai că. Dă-i și noi cu o viteză. Ne ridicăm și noi. Ia-ți. Ia-ți costumul de scafandru. Și dă-i drum. Stai. Mamă, ce față piții găiată face. Dați-vă și voi. Deci că nu mai zic eu ce. Mai e mult până acolo, dă-i și not. Că n-avem ce să faci. Hai că am înțeles, eu am dat ăsta jos și s-a pus înapoi. Bine, ați venit pe live. Facem prepuri de la Caio Perico Heist. S-ar putea să-l fac solo, nu se știe încă. Depinde dacă găsesc partener cu care să fac. Scrieți acolo cine vrea să facă cu mine. Ca să știu. Hai că asta ce e? Asta e submarin, nu? What the fuck? Cât ai iahtul, bro? Iată cât ai iahtul. Hai că am uitat, eu am uitat să citesc acolo. Capitan, air defenses
Uite, fac așa. A tras din Dumnezeu de acolo. N-am înțeles de unde a tras. Hai că măcar m-a dat de aici. Am de unde să recuperez. Hai bre, nu mai da și tu cu shotgun-ul că nu e bine după. Vezi cum zici că nu prea e bine cum vorbești cu mine. Ai înțeles, bro? Tiu, arăb. Ce-ai spus? Că nu vreau să pronunț cuvântul ăla. Puțin ca ție, puțin ca ție, pupu cap, pupu cap, pupu cap, pupu cap, pupu cap. A, uite mă pe ăștia, de aici trăgeau ăștia. A, mă înțeles, bro. A venit Dumnezeu și ălălalt. De mi-a dat altul cu shotgun-ul. Îi urăsc pe ăștia din tot sufletul. Deci și-a murit de două ori. Frumos. Mi-a plăcut să mor. Glumeam. E nașpa. E în ultimul hal de nașpa. Să pierzi. Bă, dar asta se neacă. Asta se neacă. Bă, dar ăștia știu doar să înjure. Că nu prea e bine să înjure așa. Că nu-i frumos în primul rând. E lipsă respect, dacă mă înțelegi așa. Dacă mă înțelegi așa, cam lipsă respect. Bum. Uite-l pe ăsta. A spawnat în fața mea. Hai că trebuie să găsesc laptopul. Laptopul. Trebuie, am găsit laptopul. Că place mie să-i zic așa. Hai, scriem și noi acolo ceva ce trebuie. Deactiv lighting. L-am băgat în D. Am făcut o copie pe hard sau pe ce am făcut acolo, pe disc, pe ce am făcut. Mamă, cât sunt aici brodere. V-ați găsit nanașul, boss. Am înțeles, ăsta e invincibil, ce? Inventory.
Amu, dă-i 5.000 frumos, facem full-ul. Dacă nu le găsesc, uite-l. Stai că eu am uitat că trebuie să mă duc aici. Hai că-l distrug pe ăla. Am înțeles. M-a distrus omul. Hai, las că încă mai am hard disk-ul ăla pe care l-am tras și a trebuit. Acum mă duc aici pe sub apă. S-ar putea să mor din nou, pentru că am stat să-mi încar, să-mi iau glonțe pentru armă. Nu a trebuit să fac asta. Nu înțeleg cum a trecut NPC-ul ăla pe lângă rachetă. Asta m-a lăsat șocat. Am dat controllerul tău, Ion. Da, controllerul e în mâna mea, Ana. Dar nu mai contează. Acum de viteză să vedem unde trebuie să-l punem. Mamă, stai că au pus ăștia. Hai mă, hai. Mă crede șmecheri și tari. A, stai cu minte, că mă cam rup. Știa. Stai că stai cu minte, știi? Hai că băgăm și noi viteză. O dăm bătaie și după prepul ăsta mai facem încă unul și ne băgăm la, dacă e să ne băgăm la un Fortnite, v-am spus că nu știu dacă pot, nu sunt sigur. Acum trebuie să duc elicopterul tocmai în partea aia alaltă unde am dus și avionul la aeroport, unde v-am zis că m-a disperat copilul ăla ieri. Îl ducem pe ăsta și după mai facem un prep, v-am zis, și ne apucăm de, dacă mai am voie. Pot să mă joc că vreau eu, dar dacă mai pot, pentru că mâine v-am spus că am școală și am repetat asta la 1000 ori. Mă scuzați. Rupem boxe mane, wapu. Dacă ar trebui să luăm încetişor în jos. Uite un iaht acolo care s-ar putea să-mi ia și-o, dar nu prea curând, pentru că v-am spus, nu am manet. Dar m-au zis că pot să fac pericohast ăsta de câte ori vreau. Așa că nu știu cum să vă zic, dar mă îmbogățesc dacă fac toate la solo. Da, mă îmbogățesc. Mă îmbogățesc așa un pic. Știți ce zic? N-am pus unde trebuia. Dă-i frumos în față. Ce mască aveam, zici că e de corona, mă jur. Iată, încă mai am. De-aia am și de-aia de ochi.
plexiglas de la. Sper să treacă cât mai repede corona. Corona asta, covrigul ăsta. Cum am săturat de el, am început să nu mai pot să ies afară din cauza lui. Bine, am fost zile, cel puțin, mie puțin spus zile, în casă, închis în casă. Și am înnebunit toți, pentru că n-am avut ce să facem, ne plictiseam toată ziua. Și e nașpa să stai așa, să te plictisești așa în toată ziua. Să-mi pun aici checkpoint la submarin. Uitați-vă și voi unde la s-a dus la Dumnezeu un praznic. Hey, I just nailed the sickest jump you've ever seen. You gotta check. Bravo, băi domn. Ce să zic? Sigur mă interesează. Scuzați-mă. Băgăm acum viteză sau? Da, hai, mai facem. Pudicaci, 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 pupuca, pupita, puca. Hai, mai facem prepul ăsta și băieți, o dăm pe Fortnite, dacă mai pot. Da, așa că nu mi-am pus checkpoint. Am uitat eu unde submarinul, dar checkpoint 0, barat. Bam. Ai spus căcat. Săraca de tine. Păcat că semeni cu el. Dăm viteză. Dacă nu știați ce claxon mi-am pus la mașina asta, care am cumpărat-o cu banii mei, n-am câștigat la casino acum câteva zile, că n-am avut norocul ăsta. Și sau hai să dăm acum de final, mai facem niciun prep, mai facem mâine și mergem acum de final aici la casino și dăm la ruletă, boss. Dăm la ruletă la iubita mea. Ruleta cu ea în brațe. Hai, poate împica mașina pe live. Cum ar fi? Fac urât dacă pică. Ești nebun. Nebunie mare dacă pică. Piu, piu. A, da. Dacă sunteți de pe PlayStation, să nu uitați, puteți să faceți un bug și încă merge. Când dați la ruletă și vedeți că e departe de mașină, adică nu mai are nicio șansă să pice, vă duceți imediat în meniul rapid și dați să închideți aplicația. Sau close application, depinde cum aveți. Și dați și închideți aplicația. Așa ar fi cel mai bine. Că puteți să dați de câte ori vreți, adică când intrați înapoi, că după ce dați close application sau închideți aplicația, dați repornire sau start. Pornire sau start. Și așteptați, vă faceți loading-ul pe online și după o să vă bage, depinde în ce locație erați, când ați intrat pe GTA, bine. Dacă vă jucați de mult, când ați ajuns aici la casino, vă rămâne aici checkpoint-ul. Și este un lucru interesant, adică poate să vă pice mașina foarte ușor. Fără să te mai stresezi. Mamă, și dacă mâine nu pică mașina, păi mâine se schimbă mașina, frate, și nu mai apuc să o iau. Știi? Și te stresezi. Ceea ce e foarte enervant. Că știu cum e. Hai că am apăsat butonul greșit. Dă-i viteză aici. Hai să vedem. Pică mașina, da sau nu, chiar un pas. Pică ce pică, poate îmi pică o haină. Nu contează. Păi
soare pe ur sunt bune și astea. Nu soarele. Cam atâta cu acest live pe GTA. Mai stăm și noi 5 minute să se facă ora și închidem live-ul. Mergem afară. Ne facem noi ceva, ne batem cu ăștia pe afară. Hai că apucăm, o să apucăm să facem și pe, și pe Fortnite, măcar 30 de minute live. Așa că fiți activi, vă rog eu. E un... ce-i ăsta? A, o mașină ca mea. Săracă. Vai de mama lui. Vai de mama ei. Ba nu, e un T20 mi se pare. În fine, tot e vai de mama ei. Wow, am dat un picior, deci eu am fucking dat un picior în mașina aia și m-a luat poliția, adică tot dacă, de exemplu, uitați-vă la GTA 5 online versus real life. Și hai să o să vedeți, depinde de episod. O să vedeți că bine, depinde de videoclip, că nu e făcut pe episoade. La Alex Ro parcă. Căutați așa. GTA 5 versus Real Life. GTA Vuda online versus Real Life și o să vă arate că un personaj gen din GTA Online sau din story mode, nu mai știu sigur 100%, dă cu roata de la bicicletă în mașina de la poliție și vine FBI-ul, vine toată lumea și omoară omul ăla pentru că a dat cu roata într-o mașină de poliție și n-are niciun sens. E, în viața reală o să apară un om care era cu skateboardul și s-a lovit de mașina poliției și poliția era... ce s-a întâmplat? Adică nici nu știa ce s-a întâmplat. Nu știa nimic de capul lui. Da. Păi cam ăsta a fost live-ul, mai stăm și noi 2 minute. Stai să vedem acum e archidul ăsta. O, bre! Dă la capul. Ei, asta vrea cursă. Aolo, m-am dus și eu și el. Stai că-l prind, eu stai că-l prind, stai că-l prind. Cam o series, dar cam varză pe condus, scuzați-mă. Da, recunosc că sunt cam varză pe condus. Hai că-s bogătaș, bă, dă-te, mă, cum am aruncat mașina aia săraca, omul ăla de înăuntru, e ca în meme-urile alea când se rostogolesc ea în spatele venului. Și se rotesc, dar sunt vai de mama lor. Au dat și sucul pe ei. Și-au dat cu masa în burtă sau ăia, ăia alți care erau în mașină beți, vai de mama lor. Și deodată intră într-o groapă și se întorc invers. Sau nu știu ce au făcut, că nu arată afară. Pă dă-n afară, bum! Oh my god! Și copil handicapat. Urăsc copiii ăștia. Mă, ce urăsc copiii ăștia, bro. Eu vreau să fiu prietenos cu el. Chiar dacă am intrat în mașina lui, ne-am făcut niciun rău. Și copilul trage. Hai, revenim cu life-ul pe GTA, pe Fortnite, da? Vă aștept. Goodbye.